Bună seara și bine ați venit la emisiunea By Alexa. În această seară e marți și o avem invitată pe Anca Cernea. Bună seara, Anca, bine ai revenit în emisiune și vom discuta despre problema Orientului apropiat. Bineînțeles că vom discuta o parte, pentru că subiectul este extraordinar de vast și probabil că ne vom întinde pe mai multe emisiuni, da, și în funcție de dispoziția noastră de a discuta și în funcție de ultimele evenimente care apar în acest sens. Înainte de a începe să discutăm ultimele noutăți care vin dinspre acea zonă, vom viziona un filmuleț și ținem să mulțumim Prager University pentru acordul de a-l difuza. Este un filmuleț de 5 minute. Anca, spune tu mai mult că tu ai obținut acordul de la Prager University să-l difuzăm. Este un film care prezintă în 5 minute, nici mai mult, nici mai puțin, care e de fapt problema Orientului Mijlociu. De ce nu se poate soluționa situația respectivă de atâtea zeci de ani și de ce în fiecare seară la știri întotdeauna sunt pe acolo noutăți despre conflicte și tensiuni. Vorba de un film făcut de Prager University. Dennis Prager este un cunoscut autor conservator american. El găzduiește și emisiuni de radio, scrie și ține conferințe pe teme politice, istorice, religioase, economice. Noi am tradus acest filmuleț și l-am pus pe blogul nostru în linie dreaptă acum, cred că exact un an, cu acordul autorilor, desigur. Și credem că e important, pentru că atâtea detalii, până la urmă, riscă să producă o confuzie. Și în acest filmuleț lucrurile sunt explicate foarte simplu și exact la esență. Și noi mulțumim Universității Prager. Mulțumim Universității și să vizionăm filmulețul în continuare ca să avem o bază de pornire în această discuție. Dacă l-avem pregătit regia... You know, the motto of Prager University is you give us 5 minutes and we'll give you a semester. Well, I took many semesters on the question of the Middle East conflict. I was at the Middle East Institute, in fact, at Columbia University. That's where I did my graduate work. Semester after semester discussing the Middle East conflict as if it were the most complex conflict in the world, when in fact it's probably the easiest conflict in the world to describe. It may be the hardest to solve, but it really is the easiest to describe. And really, in a nutshell, this is what it is. Israel would like to exist and recognizes the right of the Palestinians to have a state. The Palestinians, however, and many other Muslims and Arabs, do not recognize the right of a Jewish state of Israel to exist. Every poll among Palestinians shows that the majority of Palestinians want there to be no Jewish state of Israel, doesn't believe that it should exist, or had any basis for being. And this has been true since 1948, when the British left and the UN established a division. Palestine will be cut in half, a Jewish half and an Arab half. The Jews accepted it, the Arabs didn't accept it, and what happened the moment it was announced? Arab armies, about 7 Arab armies, attacked the Jewish state in order to destroy it. To everybody's surprise, the little Jewish state survived, and that was pretty much it. And then it happened again in 1967 when the dictator of Egypt, Gamal Abdel Nasser, said we are now going to extinguish the Jewish state of Israel. And Jordan joined him and Syria joined him, but Israel attacked first and so Israel survived. And that is how Israel, and only that way, came to occupy what was called the West Bank of Jordan, where many Palestinians lived because many Palestinians lived in that part of Jordan. So the war was over in 67, and what did the Arabs do? The Arab states all went to Khartoum, Sudan, and announced no recognition, no peace, and no negotiations. The three famous no's. What was Israel supposed to do? Then Israel made an agreement to give the entire Sinai Peninsula, an area of land bigger than Israel, with oil, back to Egypt, because they said they would make peace with Israel. Israel gives territory back for peace. And it will always do that. But
Is there really a desire for peace on the part of Israel's enemies, which broadcast after broadcast on TV and radio in the Palestinian areas is about how Jews should be killed and how Allah wants Jews to be killed? That's the typical broadcast on Palestinian television. And so it's not hard to explain the Middle East dispute. One side wants the other dead. You know what the motto of Hamas is? The motto of Hamas is, we love death as much as the Jews love life. Now you tell me, how is Israel supposed to make peace when people believe what Hamas believes? Now here is one of the most important things nobody talks about. Everybody talks about a Palestinian state. Why didn't anybody talk about a Palestinian state while the Palestinians lived under Jordanian rule? Because the truth is, people started talking about a Palestinian state once the Palestinians were under Israeli rule, because it was always a way to destroy the Jewish state of Israel. And I say Jewish state because that's what it is. There are many, many Arab states, but there's only one Jewish state. It is about the size of New Jersey. In fact, Israel is the size of El Salvador. El Salvador. And yet, if a Martian came to the earth and they visited the United Nations, or they read the world's newspapers or watched world television, they would believe that the biggest problem on earth is a state the size of New Jersey and El Salvador, this state of Israel. This preoccupation with a little democratic, humane state is absolutely irrational. And here's another question to be asked. If Israel tomorrow put down its arms and said, we will fight no more, what would happen? If the Arab countries around Israel said, we will fight no more, we put down our arms, what would happen? In the first case, there would be an immediate destruction of the state of Israel, with mass murder of the Jews of Israel. In the second scenario I presented, where the Arabs put down their arms and said, we just want peace, there would be peace the next Wednesday. The fact is, as I said at the outset, it is a very simple problem to describe. One side wants the other dead. And if they didn't, there would be peace. And yet, please remember this. There has never been, never in the history of the world, a state in that area, in what is called geographically Palestine, that was not Jewish. Israel is the third autonomous Jewish state to exist in that area. There was never an autonomous Arab state. There was never an autonomous Muslim state. There was never an autonomous any other state. That's the issue. Why can't a little state the size of El Salvador, that calls itself Israel, be allowed to exist? That, in a nutshell, is the Middle East problem. I'm Dennis Prager. Deci am revenit, am văzut sau am revăzut acest filmuleț în care în 5 minute se explică o situație care durează vorba aceea de multă, foarte multă vreme și care n-a reușit cu niciun chip să fie rezolvată până la ora actuală și care creează probleme nu numai în zona respectivă, ci influențează într-un fel politica mondială. Dacă stăm să ne gândim bine. Spune-mi, Anca, este o metodă de promovare a unei politici care este numai a lumii arabe sau este, de fapt, politica ce se ascunde în spatele acestei politici și care este mult mai mare și care ține de mișcările geopolitice mondiale? Eu o să mă refer la un articol recent pe care l-a publicat generalul Ion Mihai Pacepa pe Warner Daily, care ne-a fost semnalat de colegul nostru George Daniel și chiar e deosebit de important și de interesant și recent. Și cred că asta este cea mai corectă formă de a pune problema. Generalul Pacepa susține că tot acest conflict din Orientul Mijlociu este de fapt o formă de continuare a războiului rece.
Are și motive să spună asta, motive istorice de care îl știe foarte bine. Este vorba de acea faimoasă întâlnire pe care a avut-o cu Andropov în anii 70, în care Andropov personal i-a spus, am mai evocat asta și în emisiunea trecută, i-a spus că planul este ca lumea arabă să fie transformată într-un fel de cutie de Petri, un mediu de cultură, pentru o tulpină de bacterie deosebit de virulentă a marxism-leninismului, care combinată cu antisemitismul, eu știu, tradițional din lumea arabă, să dea o armă extrem de agresivă împotriva Occidentului, să ridice miliarde de oameni împotriva Americii și Israelului, convingându-i că evreii domină lumea, trag sforile prin intermediul Americii, traducând, de exemplu, acea faimoasă poveste, protocoalele înțeleților Sionului, creația serviciilor secrete sarite, a fost tradusă în toate limbile și în arabă, și în arabă, și pe aceea spune cum au fost transportate toate aceste volume, au umplut lumea arabă și au convins acolo populații întregi care, și așa nu, erau foarte prietenoase, foarte prietenos dispuse față de evrei. I-au convins că e un pericol iminent și grav. Și e un plan care decurge de multă vreme și s-a născut cel puțin de la apariția Organizației pentru Eliberarea Palestinei, dar lucrurile sunt de fapt mult mai vechi. Dacă avem timp, eu știu, vreodată putem să discutăm despre niște origini naziste ale frăților musulmane. Aceste colaborări directe cu nazismul pe care le-a avut și faimosul muftiu al Ierusalimului, Hagi Amin al Husseini, care au fost mai târziu preluate de ruși. Deci sunt rețele care probabil prin Stasi, prin naziști, da. Rușii l-au preluat ulterior și l-au valorificat împotriva Israelului. Mă rog, multe decenii de conflicte de povestit, atacul arabilor din 1948, războiul din 1967, războiul de șase zile, condus în principal de Egipt, de dictatorul Nasser, care atunci era foarte strâns legat de Uniunea Sovietică. Și mai târziu sunt o mulțime de relatări ale experților, din păcate nu sunt suficient de cunoscute, care spun că au fost niște metamorfoze ciudate printre ideologii arabi, care deodată au trecut de la marxism la islam. Și să începem să aducem aminte tuturor că această mare nebunie a început în 1967, când a venit Andropov ca șef al KGB-ului, da? Iar în 68 a început așa o înflorire a unor mișcări teroriste. Extremiste teroriste, faimoasa ETA, IRA sau cele din... Da, Brigăzile Roșii. Brigăzile Roșii și în, ELN, MIR din Chile, ELN din Columbia, din Bolivia, Latină. Chiar Che Guevara personală a condus acolo. Exact. Exact. Asta face parte dintr-o strategie a KGB-ului care făcea parte tot din strategia războiului rece. Exact. Și acum, despre care vorbește și Pacepa în articolul de acum două zile, despre care tu ai pomenit, nu? Da, și care, de fapt, mai vorbise și în articole mai vechi. Din păcate nu li s-a dat importanța meritată. Noi avem pe blogul nostru traduse articole ale unui autor, William Jaspers, care a scris despre adevărații sponsori ai terorismului, Păpușarii de la Moscova, așa este intitulat articolul și vă invităm să-l citiți la noi pe blog. O mulțime de date care confirmă și ele toate aceste lucruri pe care le spunem. Pentru cine e interesat de detalii mai multe, deci la nivel de chiar de bibliografie, să zic așa, istorică, să recomandăm un articol mult mai solid, așa, și mai consistent, scris de un finlandez, Antero Leitzinger, care se numește Roots of Islamic Terrorism: How Communists Helped Fundamentalists. Da. Deci, este un articol atât de amplu încât e aproape ca o cărticică. L-am în față,
vedeți cât poate fi de... Poate fi descărcată online și merită. Poate fi descărcată online, este deosebit de interesant. E o întreagă istorie, cronologie a acestei mișcări islamiste. Legătura sa, acestei mișcări cu comunismul și cu RSS, da, cu KGB-ul, de fapt și de drept, este o mișcare a KGB-ului, de unde ajunge la concluzia că niciodată ce e în față nu e ceea ce este, pare. Da? Și că lucrurile din spate sunt mult mai complicate și totul ține de lupta pentru putere și pentru supremație mondială. Da, de revoluția mondială, deci de această nebunie comunistă care în ziua de azi ar putea să-și fi schimbat oarecum forma. Deci acum, oficial, Federația Rusă nu luptă pentru instaurarea comunismului pe plan mondial. Nu. Dar eu cred că comunismul ca atare, în forma sa, pe care noi o cunoșteam la început, a dispărut odată cu perestroica și cu... Așa, el a evoluat compromis într-o formă... Da, și sunt și unii care încearcă acum să scoată din gunoi și să ferie, să-l sufle. Sunt ca virusurile. Deja... Altă formă și dezvoltă rezistență. Dezvoltă rezistență și capăt altă, de altă formă. Nu e așa de, da. Lucrurile sunt acum, mă rog, în curs de a fi formulate de un alt ideolog, de care poate că ar fi bine să vorbim odată, Alexander Dugin, care e autorul, să zicem, noi ideologii rusești mondiale. Da, eurasiatice, doctrina eurasiatică, pe care a predat-o deja de mulți ani prin academii militare din Rusia, prin, eu știu, o mulțime de școli de înalte studii politice, și deja există o numeroasă elită rusească pe care o vezi vorbind exact în termenii lui Dugin, și lucrurile astea sunt amenințătoare, pentru că o să se manifeste ca fenomenele culturale, nu neapărat dau roade pe loc, dar e vorba de o ideologie extrem de agresivă, extrem de ostilă Occidentului, și mai devreme sau mai târziu probabil că se va manifesta și sub formă de violență directă. Unul dintre ingredientele pe care Dugin le prevede acolo în această strategie a lui de distrugere a Occidentului este islamul. Insistă foarte mult pe islam. Și, de fapt, asta e o moștenire, așa cum se moștenește și rețeaua propriu-zisă, se moștenește și ideea asta de a arunca islamul împotriva Occidentului. Acum, sunt o mulțime de lucruri din filmulețul pe care l-am văzut, de care am putea să discutăm mai amănunțit. Și anume faptul că nu a existat un popor arab palestinian. Deci cuvântul palestinian nu a fost folosit pentru a desemna o populație arabă niciodată până în anii 60. Deci, înainte, cuvântul palestinian a existat din antichitate, dar de obicei descria evrei. În orice caz descria locuitori ai acestui teritoriu care se numește Palestina. Dar cuvântul palestinian care descrie arabi a început să fie folosit de când s-a dezvoltat această strategie de PR și practic s-a inventat o națiune care nu exista, pentru că e vorba de arabi, într-adevăr. Deci acești oameni sunt de origine arabă, dar arabi fiind, sunt la fel de arabi ca sirienii, ca libanezii, iordanienii, deci nu sunt altfel de, cum să spun, nu este o altă națiune, națiunea palestiniană. De data această construcție a, eu știu, PR-ului, acestei tragedii a refugiaților palestinieni care încă și acum, mă rog, sunt tratați cu totul special, deci cu totul altfel decât orice altfel de refugiați din istoria lumii și mai recentă și mai veche, sunt oameni pentru care se fac cheltuieli extraordinare din fondurile ONU, la care contribuie în cea mai mare măsură Statele Unite. Deci asta arată paradoxul lucrurilor. Sunt oameni care trăiesc din susținerea contribuabilului american și se nutresc din ură față de această națiune și față de Israel. Sunt niște lucruri atât de paradoxale încât încep să te întrebi
Chiar și așa, deci fără să știi tot ce a spus Pacepa, de unde, domnule, e posibil așa ceva? De ce să urăști atât de tare pe cei care te hrănesc? Îi spune și de unde vine toată treaba, că mai multe surse, din mai multe surse palestiniene, pe care le-am tot citit așa de-a lungul vremii, palestinienii spun că ei, teritoriul a fost al lor și că izraelienii au invadat... nu, adică au ocupat teritoriul care nu era al lor. Da, am dat bine că de partea te duci în istorie, pentru că, după cum se știe, evreii erau acolo de multe mii de ani, înainte de prezența arabă. Dar treaba este așa, deci acolo nu a existat, așa cum spune Denis Prager în filmuleț, nu a existat un stat palestinian, a existat un ținut care a fost sub controlul Imperiului Britanic, înainte de apariția statului independent Israel. Înainte de Imperiul Britanic a fost acolo Imperiul Otoman. Deci, pe vremea Imperiului Otoman și pe vremea Imperiului Britanic nu s-a auzit de Organizația pentru Eliberarea Palestinei, nu s-a auzit de toată istoria asta cu refugiați, nu a existat un Yasser Arafat care să se zbată în arena internațională și să treacă drept un erou, el de fapt fiind un terorist în slujba KGB-ului. Deci chestii din astea n-au existat. Adică această, eu știu, demnitate națională rănită nu s-a manifestat pe vremea Imperiului Otoman și nici pe vremea Imperiului Britanic și deodată a apărut în momentul în care acolo s-a declarat independența statului Israel. Acum, pe de altă parte, e încă o chestie de realism, că altfel, nu știu, pierdem contactul cu solul. Toată lumea știe, și asta e un lucru foarte simplu de verificat, Israelul este singura țară democratică din regiune. Singurul stat democratic, singurul stat în care pur și simplu există domnia legii și statul de drept, în care arabii sunt reprezentați în Knesset, deci există acolo deputați arabi. Practic, populația arabă a Israelului este cea mai liberă. Deci oamenii ăia sunt cei mai liberi dintre toți arabii care există în regiune, atâtea și milioane și milioane de arabi. Foarte puțin se bucură de drepturile cetățenești, de libertatea de care se bucură arabii din Israel. Asta e o chestie de la care trebuie să pornim, fiindcă nici aici lucrurile nu sunt egale. Că vorbim de un mic stătuleț democratic și normal, înconjurat de o lume de dictaturi și de barbarie. Ce să mai vorbim? Și deci iar nu se explică atâta pornire și ură. Se explică, bineînțeles, printr-o propagandă susținută timp de decenii. Da, se bagă bani în această propagandă. Se bagă bani. Sunt interese mult mai mari, după cum am văzut. Mai un articol de care aș vrea să pomenești, că tu mi-ai atras atenția, mi-ai trimis un link să-l citesc. Este vorba despre un articol care a apărut pe front page, da? Ayatollahul Putin se cheamă și este un interviu, de fapt, luat lui Constantin Preobrajenski. Da, așa, foarte greu de pronunțat. Așa, un fost agent al KGB-ului, care a devenit între timp unul dintre cei mai duri critici ai acestuia și care a și scris o carte, KGB-FSB, Calul Troian, americanii de origine rusă. În acest interviu el explică ceea ce se întâmplă în Iran la ora actuală cu Ahmadinejad, explică mai multe lucruri, a ținut o prelegere în 2006, vorbește despre o prelegere din 2006 a generalului Leonid Sebarshin privind Iranul, un semi-oficial așa, și privind Iranul. Și vreau să spun că sunt 5 puncte, că le-am citit, în care la primul punct Iranul justifică bomba nucleară ca să nu se întoarcă la statutul său de semicolonie a Statelor Unite,
Parcă aud ceva cunoscut, nu? Da, parcă mai știm niște ayatollahi. Apropo de colonii, care... de colonia Uniunii Europene, nu sună nimic cunoscut. Da, și cei care se temeau de Departamentul de Stat și de Departamentul de Stat al tăturilor, da. Dar nu se temeau de vocea Rusiei și nici de Rusia și de China nu se temeau. Alta care seamănă extraordinar de tare, deci paralela este ce se face părul... Așa, la punctul 2 zice așa, Statele Unite ale Americii, în mod intenționat, oferă traduceri greșite a ceea ce președintele iranian Ahmadinejad spune despre Israel. Păi nu scriau ăștia, de exemplu, Carl Schwarzenegger, scria prostii, da? Da, e greșit ce scrie pe... Și ăla de la săracul de la El País a tradus în mod eronat ce a spus Ponta, da, pentru că el n-a spus că este demisia românește. Pentru că a plagiat, deși interviul a fost în limba română. Da. Deci aceleași chestii. Aici... E o chestie de dependență directă între Hezbollah și Iran și între Iran și Moscova. Asta e un lucru... Data trecută despre armamentul pe care forțele armate israeliene l-au confiscat în cursul războiului din 2006 și care avea foarte clar inscripționat pe toate cutiile, era adus din Siria, deci era livrat către Siria, dar nu știu ce fabrică rusească, nu mi-amintesc acum numele. Lucrurile sunt foarte clare, nu e nicio îndoială. Și nici contribuția rusească la construcția reactoarelor și, mă rog, în general a forței nucleare iraniene, nici asta nu e un secret pentru nimeni. Și nici faptul că, practic, Ayatollahul Khomeini, încă de la începutul lui, a fost un aliat fidel al Moscovei. Nu a existat acolo niciun fel de împotrivire și niciun fel de problemă între regimul condus de Ayatollah și URSS de-a lungul timpului și mai târziu urmașii acesteia. E interesant de observat și că în jurul lui Khomeini existau indivizi care au fost comuniști, marxiști, de-a binele leniniști și care deodată și-au lăsat băr. Deci asta e un fenomen universal. Se întâlnește în multe locuri și în Afganistan și în Egipt. Foarte, foarte multe zone din astea musulmane, unde indivizi care înainte umblau în uniformă cu însemne comuniste și, mă rog, vorbeam mai în citate din Marx, Engels și Lenin, deodată își lasă bărbi și încep să vorbească de profeți și de Coran și de lucruri sfinte. Lucruri sfinte, adică în înțelesul lor, că să-i omorâm pe evrei și pe occidentali. Lucrurile astea sunt cu atât mai paradoxale, asta arată și Jaspers, astea sunt lucruri puțin cunoscute. Rușii în vremea comunismului au comis niște atrocități inimaginabile împotriva populațiilor musulmane din Asia Centrală. Îngrozitoare. Deci sunt lucruri care nici măcar n-au ajuns să cunoască lumina tiparului, n-au fost încă scrise. Există niște mărturii. În plus, față de asta, sunt atrocitățile absolut cumplite comise în Cecenia, cu prilejul diferitelor războaie din Cecenia, campaniile duse de ruși acolo, în care murit zeci de mii de oameni, da, civili. Sunt niște relatări absolut cumplite despre situația din închisori. Relatări care nu sunt foarte cunoscute. Eu am găsit ceva într-un blog polonez, am mai scris Politkovskaya, săraca, despre lucrurile astea, despre situația dintr-un, de exemplu, un centru de detenție din Cernokozov. Ceva absolut înfiorător, deci niște atrocități, adică, cum să zic, moarte cumplită, adică oameni bătuți, deja erau mutilați, bătuți până își dădeau duhul. Deci astea sunt niște chestii care nu există în istoria, să spun eu, recentă a Occidentului. Adică asemenea atrocități niciodată n-au comis americani împotriva arabilor. Normal ar fi, dacă ești musulman și de fapt de asta îți pasă, de valorile tale și de religia ta și de frații tăi care au suferit, pe atunci haide să fim realiști. Cine i-a chinuit? Cine a omorât zeci de mii de... Cine știe câți, de fapt, că zeci de mii vorbim doar de război din Cecenia, dar ar putea să fie milioane, nu știu câți sunt, în total, de la înființarea URSS.
Rușii întotdeauna au avut talentul de a înarma și de a pune cu botul pe labe. Să ne aducem aminte că în în mod special aduce aminte de anii 68-70, anii 60 în special, când erau foarte implicați în, în Afganistan. Da. Furnizau armament și toată lumea știa, deja nu mai era un secret, deși la noi informația nu prea circula, mai auzeam și noi pe la Bine, dar ei ocupaseră Afganistanul și noi știam o variantă care ne venea prin Occident, că acolo sunt o mulțime de lupte, sunt foarte multe grupări concurente și între ele și, în general, ostile rușilor. Așa știam noi. Și că se pare că CIA a sprijinit cel puțin o parte dintre aceste grupări și asta era, de fapt, o legendă pe care o cam risipește într-un praf mărunt Antero Leitzinger în acel articol. Că, de fapt, CIA a avut minimă prezență acolo. Marile experimente, de fapt, le făcea KGB-ul și grupările afgane care se luptau acolo între ele, de fapt, erau grupări ale KGB-ului și foarte puține dintre ele erau cu adevărat independente, cum era aceea generalului Masud. Nu-ți uita vorba și revenind după o scurtă pauză publicitară. Publicitate? Am revenit să continuăm discuția. Vreau să spun că rușii, să nu uităm că au înarmat Germania nazistă în anii 30 și China în anii 50. Iar la ora actuală furnizează din nou echipament militar Chinei, care mai nou se înarmează, nu știu în ce sens, și furnizează de asemenea Iranului. Și Siriei, da. Și Siriei. Și la rândul lor, Iranul și Siria sunt practic sponsorii terorismului islamist în general. Lucrurile sunt mai grave acum, pentru că așa cum simțim și noi și, mă rog, în Europa de Est și alții aliații ai Statelor Unite de pe toate continentele, Israelul simte din plin ce înseamnă când ești părăsit de Statele Unite. În mod normal și tradițional, Israelul și Statele Unite erau aliați. În dublu sens, deși pentru Statele Unite prezența acestui stat democratic și de tip occidental în Orientul Mijlociu era o garanție a stabilității acolo și a normalității, și pentru Israel, bineînțeles, sprijinul american era de importanță vitală. Acum, în ultima vreme, se asistă la o îndepărtare. De când e Obama președinte, ca să o spunem pe șleau, domnul Barack Hussein. Să spunem despre declarația lui Obama. Obama, care se pare că a spus de curând, acum n-am în față textul, că aceia care îl ponegresc pe profetul islamului n-au viitor sau ceva de felul ăsta. S-a referit cumva la filmuleț? Dacă s-a referit la filmuleț, aici ar putea să fie vorba de o ipocrizie foarte gravă, pentru că am văzut recent pe front page un articol din care rezulta că e imposibil ca Obama, adică în general Casa Albă și Departamentul de Stat cel puțin, să nu fi fost informați asupra planurilor de atac în Benghazi, deci asupra consulatului american de la Benghazi și în general din Libia și din toată zona. Se pare că libienii au transmis informații că se pregătesc asemenea atacuri, erau chestii care se discutau pe forumuri islamiste. E imposibil să nu fi știut că e o chestie pregătită de luni de zile, de multe luni de zile. Cum s-a știut și filmulețul? 11 septembrie, țin bine minte treaba asta, că s-a știut? Da, știu, se discuta în Duma de Stat. Că acum discută că de fapt se știa, de ce n-ar fi făcut nimic? Că se știa, acum e posibil să nu se știe exact ce anume o să se întâmple și sub ce formă o să fie atacul. Dar e inadmisibil ca de mărinți să nu fi fost chemați acolo și securitatea personalului ambasadei americane să fie încredințată unor indivizi legați de frățiile musulmane, nici mai mult, nici mai puțin, și pușcași și marini americani n-au ordin să nu poarte arme pe acolo, ca să nu îi irită pe boștinași. În condițiile astea poți să te miri.
ce pot să te... Prin și în cușcă au fost acolo. Da, eu mă gândesc la săracul, nici măcar la săracul fost ambasadorul ăla care a fost omorât. Da. El în sine probabil că era un om de stânga și foarte deschis către islam. Există un mic filmuleț în care spune ceva drăguț înainte să se ducă la post. Era deja numit. Spune ceva în arabă drăguț acolo ca să câștige bunăvoința. Cum poți să te pui cu asemenea brutalitate și cu asemenea crimă organizată, așa, cu zâmbetul pe buză și cu flori și cu confeti? Nu se poate discuta. Iar chestia asta că filmulețul ăla care e făcut, ăla, până la, într-o zi când se va afla adevărații autorii al celui și film. Da, s-ar putea să fie unde credem de noi. Genul ăsta. Da. Problema este că și filmul ăla a fost făcut adică a fost lansat taman ca să strânească o chestiune gravă. Da, dar planurile oricum să fac în fiecare aniversare a lui 11 septembrie sunt violență și arderi de steaguri și atacuri asupra unor ambasade. Asta e o chestie știută, nu rituală. Nu mai vorbim despre terorismul din alte țări, vorbim și de terorismul, că tot ai zis de arțul steagurilor. Să nu uităm că la Arad sau unde Dumnezeu, la Timișoara, în Timiș, s-a ars steagul american. Acum, pe vremea... Da, nu-mi știu, Daniel, mă rog, mă gândeam că la Burlad cu ocazia protestului. Da, s-a american, s-au strigat lozinci anti-americani. Da, deci astea nu sunt chestii naturale și normale românești. Astea sunt sigur niște chestii montate de astfel de mașinării. Nu poate să fie în mod spontan. Ce să aibă românul din Timișoara sau din Bârlad cu americanii? Eu înțeleg că e un lider PSD care se identifică cu Uniunea Sovietică și sângerează sufletul că a pierdut războiul rece și că l-au câștigat americanii, că doar așa s-a exprimat domnul Solomon acolo. Da? Asta înțeleg. Și Aldora, un tip care face Răzvan Ungureanu, soarta lui Aldo Moro. Să aibă soarta lui Aldo Moro, da. Da. Care să nu uităm că a fost considerată penală de către teroriști, da. Brigăzile roșii, din teroriști din generația de care vorbeam. Din generația Andropov. Generația Andropov, crescută în cutia Petrii, de data asta în Europa. Deci lucrurile se leagă, știi, dacă te uiți la context și ai toate informațiile, n-ai cum să nu vezi ce se întâmplă. Mai ales că ar fi chiar stupid, puțin zis stupid, să-ți închipui că toate lucrurile astea au încetat să existe în momentul în care el s-a schimbat imnul de stat și gata, și deci URSS-ul nu mai exista și acum că până la urmă Putin s-a întors la imnul vechi, adică la melodia respectivă. Asta, adică pauza s-a terminat și s-a reluat filmul de unde se rupsese cu URSS-ul. Dar cum pot eu să cred că toate aceste sute și sute și sute de agenți, toate legăturile astea care s-au făcut, toate crimele care leagă, pentru că sunt complicități și din ele nu poți să ieși, toată rețeaua asta gata s-a risipit în aer și că acum nu mai e război rece, acum suntem pe reset. Deci asta numai niște intelectuali americani de stânga pot să creadă. E ciudată chestia asta. Noi tocmai vorbeam aici în emisiune apropo de chestia cu războiul rece, că războiul rece n-a încetat niciodată, dacă stăm să ne gândim. N-a încetat, numai o parte a crezut că a încetat. S-a transformat, știi, a luat o altă formă. Mult mai perversă de data asta, mult mai perversă, pentru că cel puțin atunci se știa pe față, da? Care e problema? Acum sunt atâtea întorsături, atâta balet. Zice, în articolul lui Jaspers, el zice că sunt războaie prin procură. Exact. Jaspers, aici, mă rog, eu nu neapărat împărtășesc și punctul ăsta lui de vedere, el zice că n-a avut rost războiul din Irak, eu nu cred că n-a avut rost, eu cred că a fost justificat, dar într-adevăr sunt de acord cu el că lucrurile nu se opreau la Irak. Adică e o chestie de diplomație, dar până la urmă te obligă să fii miop și să pierzi contactul cu realitatea, să te limitezi la Irak. Știi foarte bine ce era în spatele lui Saddam. Că e exact aceeași chestie de care am spus și despre Iran. Deci și programul nuclear și toată înarmarea lui Saddam și existența lui ca entitate așa în viața nu știu politică. Dacă nu s-a întâmplat exact ca în Iran, pentru că în 85 șeful serviciilor secrete iraniene era spion al KGB.
Nu știu, de asta, dar nu mă mir, mi se pare... Mi se pare s-a descoperit foarte... că a fost acuzat de către un tribunal pentru că a fost spion rus. Iar el era șeful serviciilor secrete iraniene. Da, nu e nicio mirare, dar oricum asta e un lucru care s-a observat, că Iranul într-adevăr a susținut toată vremea URSS-ul și URSS-ul a susținut Iranul și că, de exemplu, în momente de cumpănă în care, pentru un musulman adevărat, care chiar după asta se ghidează, asta îl interesează, solidaritatea lui musulmană, e ciudat ce alegere a făcut. De exemplu, Iranul a susținut Armenia în războiul din Nagorno-Karabah, nu Azerbaidjanul, care ar fi trebuit să fie alegerea, cum să zic eu, sigur, logică, nu? Și am luasem, n-am net, din păcate, că aveam, mi-a adus aminte că am găsit o statistică, apropo de numărul populației musulmane în toate țările lumii și în special în Europa, știi? Și am remarcat chestia pe care o spui tu acum, știi? Cu susținerea... Da, dar ce... Adică asta n-are noi, mă, cum ar veni, n-are logică. Explicația e alta, că Armenia e aliată cu Rusia și asta era ideea, că Iranul de fapt era aliat cu Rusia și până la asta era alianța care conta, nu... musulmani. Da, la fel s-a întâmplat și cu Cecenia, deci nu s-a văzut. Degeaba rușii au încercat să acrediteze ideea că Al-Qaeda, vezi, doamne, că i-ar fi prins pe acolo agenți Al-Qaeda și Hamas și nu știu mai ce. Și astea, de fapt, sunt imposibil de verificat, aceste legende nemuritoare. Ideea este că Hamas, până la urmă, i-a îndemnat pe ceceni să nu se mai opună Rusiei, fiindcă e important ca Rusia să fie o țară unită și nu știu mai ce. E un mesaj pe care Hamasul, în cele din urmă, l-a dat fraților din Cecenia ca să lase baltă lupta. Deci aici se vede că, de fapt, lucrurile nu sunt ceea ce se susține a fi. Nu e vorba de o chestie religioasă, este vorba de pur și simplu... Nu, e vorba de o strategie. Strategie împotriva Occidentului. E vorba de o strategie, din păcate, nu toți, cum să spun, lumea arabă a început să fie privită, știi, ca teroristă în ansamblu ei, deși eu am mai spus aici și chiar știi tu am vorbit de Iran data trecută. Lumea arabă... Cetățeanul de rând, acum să nu înțeleagă telespectatorii noștri că, de exemplu, dacă vorbim despre ruși, avem probleme cu poporul rus, cu cetățenii... Nu, noi am spus întotdeauna că e vorba de... N-avem probleme, avem probleme cu politica Rusiei, cu conducerea Rusiei care face ceea ce face, că nu cetățeanul face politica, ci... Aici eu cred că e un lucru important de spus și... La fel ca și cu cetățenii arabi. Cetățeanul arab n-are de-a face cu nici cu nebunul de care e în fruntea Iranului. Se întâmplă că în societățile occidentale, ele sunt pluraliste, prin definiție. Da. Deci acolo nu poți să spui că America e ca un monolit și toată susține Israel. Uite, președintele Obama, de exemplu, nu susține Israel. Dar sunt și foarte mulți cetățeni americani de origine evreiască, oameni care au donat pentru Obama și care nu susțin Israelul, care au putere financiară, cel puțin, da? Deci și mediatică, New York Times. Nu susțin Israelul. Trebuie deci, să facem schimb, o diferență, că cei care ne urmăresc trebuie să discerne că noi ceea ce discutăm sunt că, nuanțe care în fond și la urma urmelor ne interesează pe toți, pentru că asta e o problemă atât de sensibilă, problema islamului și a ceea ce se întâmplă, a întinderii lui în, mai ales în Europa, da? La ora actuală, este o problemă și în Statele Unite, mă rog, și peste tot în lume, este o problemă atât de sensibilă încât toată lumea refuză să o discute. Da, noi nu... Vorbesc serios. Ne speriem de discuția asta. Lucrurile sunt foarte complicate. Eu nu vreau acum nici să spun că asta islamul e bun sau că... Putem să facem pe tema asta, pentru că noi vorbim de regimuri care sunt dictatoriale. Deci în Rusia societatea nici nu știm ce părere are, fiindcă niciodată nu întreabă nimeni. Și așa că atunci când vorbești de Rusia, practic te gândești la conducere, că bieții oameni ce să facă? Politkovskaya săracă a scris, Litvinenko a spus adevărul. Adică sunt oameni extraordinari acolo care sunt gata să moară pentru adevăr. Așa. Dar, din păcate, țara ca atare în acest moment e condusă de acești KGB-iști care, după cum se exprimă un autor polonez, este de fapt un
sistem de crimă organizată care se preface că e stat. Da, corect. Bine spus. Și... Anca, te rog în două minute să concluzionezi emisiunea din această seară și poate să spui ce vom vorbi în emisiunea viitoare, dacă ai vreo idee acum. Sau eu continuăm cred că cu această așa... Eu zic că e important să vedem toate lucrurile astea care sunt în spatele conflictului, aparentului conflict dintre Israel și Iran, care nu are niciun motiv să existe, cel puțin din partea Israelului. Și mai ales că e ceva de mare actualitate. Mâine se pare că Ahmadinejad are de gând să vorbească la ONU și o să spună probabil tot niște bugomănii din astea îngrozitoare. Pe fază să vedem ce vorbește, ce are el de spus la ONU. Da, și în general eu cred că este normal ca solidaritatea noastră să se îndrepte spre Israel, deci în mod activ, adică nu e doar o chestie de simpatie așa că te uiți la știi. Eu cred că trebuie să ne considerăm aliați în apărarea civilizației. În fond este vorba de un avanpost al civilizației noastre cu care trebuie să ne simțim solidari. Da, este vorba despre democrație, dar noi trebuie să ne aliniem țărilor democratice, nu... Da, și libertății, lumii libere. Și libertății, da. Anca, îți mulțumesc pentru această emisiune. Mulțumesc. E întotdeauna o mare plăcere să vorbesc cu tine. Ești extrem de documentată, îmi face mare plăcere să discutăm. Vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Ne puteți revedea mâine dimineață între 7 și 8. Nu uitați să intrați pe platforma www.nasul.tv. Dacă puneți slash înregistrări, puteți găsi și înregistrările emisiunilor noastre. Vă dorim noapte bună și nu uitați să fiți iubiți. I am the channel, I am expanding, I am psychedelic, I am vibration, I am timeless, I am unity.